Salut și bine vin la episodul de astăzi, unde, după cum ai văzut mai devreme, adică în episodul anterior, suntem pe Grossglockner sau Grossglockner, îmi scap acum exact denumirea, dar nu contează. Știu, mă bâlbâi când am emoții, așa că ce pot să zic, sunt foarte entuziasmat. Să zic și o fază amuzantă? Fix acum când am vrut să pornesc la barieră, mi s-a aprins martor în bord, cum că, vezi domne, am un bec ars. Dar am oprit motorul și după aia văd că și-a revenit, deci nu am un bec ars. Ce facem mai exact în episodul ăsta? Păi am montat camera asta pick-up, am pus aici destinație ca să am și o hartă și am mai pus Insta360 acolo și plecăm acum ușurel spre vârf și o să căutăm un loc unde să putem să stăm să ne relaxăm un pic. Ui. Am oprit aerul condiționat ca să avem mai mulți cai putere disponibil, pentru că din cei 115, dacă dai drumul la aer condiționat, rămâi cu vreo 75 de mărțoaje. Iap, nu s-a ars becul, ce bine, ba da. Left dip beam headlight. Super. Fix ce-mi trebuia după ce am mers toată ziua. Și aveam nevoie să merg noaptea cu el, dar asta este, na. Nu mai știu exact cât are muntele ăsta înălțime. El are undeva vârful, ghețarul și toate cele, undeva la 3000 și un pic, o să mă uit exact și o să zic. Iar strada alpină are undeva la 2600 aproape, 2500-550. Iar eu trebuie să fiu până la ora 9 pe partea cealaltă la barieră ca să pot să ies. Este 6:30, am suficient timp. Wow, se duce până în 3500 de ture, ce tare. Și acum hai să ne jucăm în modul sport. Ușurel cu frânele, că nici pe astea nu prea le avem așa multe. Și ghișe am uitat să îmi iau cu mine becuri. Dar sper să găsesc zilele următoare la un magazin de piese auto un bec care să se potrivească. Și trebuie să mă uit pe Google să văd cum se schimbă, pe YouTube, adică. Uite ce frumos sună când retrogradează. Bine că acum seara nu prea mai sunt așa mulți bicicliști, nu mai sunt mașini care merg încet, sunt doar motocicliști, câteva mașini care merg tare și câțiva bicicliști care vor să facă tura pe seară când e mai liber, ca să coboare ei frumos. Aici cineva a vărsat ulei. Sincer să fiu, ăsta este cel mai mișto drum din lume, asfaltat și foarte aproape de București, așa, și de România în sensul ăsta. La un moment dat spuneau ăștia de Transfăgărășan, dar dacă ar fi asfaltat, poate da, ar fi și el cel mai bun drum din lume. Dar nu se compară cu ce e aici și ce urmează, să vedem. Eu am mai fost acum 5 ani, dacă nu mă înșel, da, acum 5 ani am mai fost. Și este super drumul, însă e nasol când întâlnești cât un autobuz sau o mașină care merge încet. Asta este cel mai trist, din păcate. Va trebui să te chinui să depășești sau pur și simplu să tragi pe dreapta și să iei un pui de somn până când ajunge ăla sus, ca să poți să te duci și tu. Mai este Elvio Pass, care este și ăla denumit cel mai frumos drum din lume, însă între cele două, pentru că le-am făcut pe amândouă acum 5 ani, pot să spun că ăsta îmi place mai mult. De ce? Pentru că cel puțin ăsta are pe ambele părți curbele mai largi, adică deschise mai mult, iar ăla are un chin de curbe pe partea nordică, dacă nu mă înșel, dar bănesc că nord se numește, că e spre Austria. Așa, însă, da, sudul lui este super mișto, păcat că este un pic cam îngust. În schimb, Grossglockner-ul are tot ceea ce trebuie. Este suficient de lat, are curbe super mișto. Tot ce contează este să vii la o oră la care să nu găsești autobuze și mașini care merg încet. Cea mai bună oră să faci chestia asta este la ora 7 sau 8, nu mai știu la cât se deschide, să fii primul aici, să te pui în fața barierei și atunci să pleci.
Hai să vedem cum reușim să depășim și noi autobuzul ăsta. Știu ce am văzut mișto aici pentru prima oară și probabil că cam singurele locuri pe unde găsești. Sunt cerculețele astea pe jos, nu știu dacă o să le vezi tu acum, că bate soarele. Și sunt pentru și mașini și motociclete, dar mai mult pentru motociclete, să îi atenționeze cum să ia curba în momentul în care trebuie să se încline cu capul înspre mijlocul străzii. Da, ca să nu te înclini cumva cu capul înspre banda opusă și să îți dea unul cu o oglindă în cap, este de preferat să te pui mai pe mijlocul benzii. Și asta au făcut ei niște cercuri acolo ca să-ți arate cât de cât cum să iei. Bineînțeles, nu înseamnă neapărat că toată lumea o să respecte. Bine că am harta, pot să mă uit aici să văd. Mamă, dar ce putea plăcuțe de frână. Mamă, nene, atrage și tu pe margine undeva să privești ceva aici, că e super frumos. Avem și radar aici. Noroc cu autobuzul ăsta că nu poți să iei amendă. Foarte multe mașini mișto. Pașii și scumpe și sportive, bineînțeles. E raiul pe pământ pentru ele. Păcat că eu am doar un Golf 1.6 TDI 115 cai putere. Și îmi bate și soarele și îmi strică ăsta priveliștea cu autobuzul lui. Ce mișto e să ai cutia automată. Nu-ți mai pasă de schimbatul treptelor, iar dacă vrei neapărat să schimbi treptele, atunci o dai pe manual și ai clapete. Sau mă rog, dai din manetă dacă vrei neapărat. Însă e prima oară când vin pe un drum cu serpentine cu automata. E prima oară când văd mașina asta că se duce la 3500 de ture ca să stea într-a treia. Abia la 65 la oră schimbă în sport. Ce frumos ar fi fost să fi avut un... Eu uite-l și pe ăsta, mă, cum intră în curbă, băi, cât de aproape, mă. Voiam să zic ce frumos ar fi fost să am versiunea R de la Golf. Și să nu mă usture ochiul acum. Arș... De ce trebuie să lăcrimeze fix acum? Lacrimile, dar nu știu de ce. De la soare probabil sau de la mirosul ăsta de plăcuțe de frână. Da, de la soare. Wow.
pot să țin ochii deschiși. Păi dacă îmi dădeau ochii, dacă îmi dădeau lacrimile de bucurie, mai ziceam, dar nu-s de bucurie. Ui! Trebuia o pereche de ochelari de soare, sincer. Atenție pietoni, las-o mai încet, adică... Să vedem cum se simte în drive. Schimbă la 3000. Hai că e bine. Însă nu-mi place când se duce subturat aici. Leu, tot ce e în porbagaj se duce pe apa să învetei. O zonă cu priveliște mișto este aici unde facem noi acum dreapta, să faci stânga și să urci, dar nu-mi place că e piatră cubică, așa că mă duc dincolo. Chiar dacă nu este priveliște așa de frumoasă ca aici, însă merită și acolo. Ui, mă îndrept către nord, dar din păcate nu pot să-ți arăt pe partea asta a camerei, dar sper să iau din cealaltă cameră. Pentru că dacă îmi bate soarele în ochi, e nasol, mă nenorocește, mi-închide ochii pur și simplu. Îmi dă shutdown. Să nu tocim frânele, încercăm să punem frână mai înainte. Nasul în modul manual, că schimbă singură.
2500 de metri. Nu, de ce e data patra? Să lăsăm un pic de avânt tipului cu tuba. Nu de alta, dar mă forțează să pun cam multă frână. Dacă vrei frână de motor, trebuie să o dai în manual. Ca altfel săraca ține până la 3500 și apoi de pe a patra. Pentru o dubiță merge bine omul. Marmote care înveleși ciocolata, bineînțeles. Ferrari. Pune frână, pune frână, pune frână. Început să coborâm, 2250. Încă puțin și ajung pe Transalpina. Da, cam pe acolo. Și mai jos un pic e Transfăgărășanu. Ce tare. Stai că urcăm imediat și pe partea ilaltă. Dup. Super distractiv. Mi imaginez și eu fi cu motocicleta pe aici. Aici e sens giratoriu. Da. Runter vom gaz. Slow down. Încetinește.
Da, și asta a fost plimbarea pe Grossglockner. 115 temperatura uleiului. Consumul a crescut la 5,2, de la 5 parcă. Onigibur. Dup. Gata! Hai, nu mă nebuni, acum vrei să-mi spui că faci regenerare? Da. Hai, las-o să-și facă regenerare atunci. Și un pic de răcire, probabil. Ia să vedem cum sunt. Ce temperatură iese. Chiar iese fum. Ha, ha. Și asta este priveliștea. Am fost acolo sus, acum 5 ani când am fost eu. Trebuie să repet mereu 5 ani, nu știu de ce oare. Și asta e gheața care se scurge, vezi? Din partea aia, nu știu dacă vezi acolo. Oi, m-a luat cu amețeala deja. Iar aici, de obicei, ziua este plin de mașini. Trebuie să schimb becul acum, să-l pun pe partea asta la altă, ca să pot să cobor muntilii. Wow, nici nu pot să ții mâna aici. Ce distractiv e, a? Nu este distractiv. 44 de minute și mai are doar 3% baterie. Pa, pa, Grossi. Ne vedem data viitoare. Dacă va mai fi, bineînțeles. Ce veste tristă, să pleci. Dar lasă că data viitoare ne așteaptă 4 sau 5 pasuri în Italia, Dolomiti. Mă rog, Dolomiți, dar nu contează. Făceam doar mișto. Da, și asta a fost Grossglocknerul. A fost foarte plăcut. M-am simțit bine, m-am relaxat, m-am recreat. Așa, ce pot să mai zic? Coboară super mișto mașina pe drumurile astea. Aștept pe neapărat să pun frână, că altfel o iau razna pe aici. Da. Mișto sus acolo pe munte la 2500 de metri sau cât ori mai fi exact. Așa îți recomand să vii, dacă ai cumva un drum prin Austria, îți recomand să-ți faci o tură prin Alpi cu motocicleta, cu mașina, cu rulota, cu ce vrei tu. Nu mai bagă o tură prin Alpi, că merită. E adevărat, pentru cei care stau în Constanța sau București sau Suceava, e mai nasol, însă dacă ești din Arad, Timișoara, oi frate, ce norocos ești. Ești super norocos. Așa, sper că te-ai simțit bine cu mine astăzi. Sper să vii și la următoarele videoclipuri și sper să-ți placă. Na, pare rău dacă n-am vorbit prea mult. A fost nasul cu soarele ăla, că pur și simplu m-a orbit și m-a făcut să-mi lăcrimeze ochii super rău. Pur și simplu nu mai vedeam nimic la un moment dat și a trebuit să trag pe dreapta dacă ai văzut acolo. Așa. Și ce mai vreau să mai zic? Uai, ce curbe sunt pe aici, ce distractiv este.
Știu că nu se simte pe vocea mea sau pe moaca mea că mă distrez, pentru că sunt un pic concentrat, e adevărat, însă crede-mă că în adâncul meu acolo așa mi se reîncarcă bateriile numai când mă plimb pe drumul ăsta. Oh, ce plăcut e! Adică începe să dea pistoanele afară, sincer, dacă mai las mult să ducă spre 4000 de ture. Oh, ce mișto este! Păi și nu fac nimic altceva decât să merg legal, sincer. Nu depășesc viteza legală, nu tai curbele, uite ce mișto e miniul ăla, am mai văzut câteva mașinuțe pe aici drăguțe. Dup. Și că sunt un copil de la mic în magazinul cu bomboane, a? Dup. Cine știe, poate îmi cumpăr și eu odată o Miata sau un E30 Cabrio, asta aș vrea, una dintre ele. Cred că o să ajung până la urmă să cumpăr Miata, probabil, pentru că e mai nou un pic. Așa, însă rămâne de văzut. Bansa, dacă nu cu motocicleta, dar trebuie să iau altă motocicletă, nu asta pe care o am acum. A, uite-mă, aici e biserica aia, mă. Da, trebuie să opresc eu lângă ea să fac o poză. Să văd cum se ajunge, a? Uite ce drăguță e, mă duc să-i fac o poză două și după aia continui drumul și mă duc să mă culc. Da, și pentru asta trebuie să tragem aici în dreapta. Zonă de 30! Păi frate, ce se încing plăcuțele astea de frână. Parcă niciodată nu le-am simțit în halul ăsta de încinse. Zău. No, ciusi, chilaz, mă duc să mă uit un pic la biserica asta.